Salutare, lume! Prote aici, suntem la un festival, ia să vă dau așa cât să vedeți. Suntem la Parcul Primăverii, în Timișoara, la Muzeul Satului Bănățean și am fost și noi invitați cu jocurile, avem și noi trei măsuțe. O să mergem imediat să vedem exact ce s-a întâmplat pe acolo. Dar, așa, ca să aveți o idee, aici în cort suntem noi și mai mulți, mai multe activități. E food court și acolo mai în spate, nu se vede, o să mergem poate mai încolo. E o scenă, aici un dom, unde e pentru muzică după ce sunt concertele. Au fost concerte destul de faine, dar partea faină e că suntem și noi invitați cu jocurile. Am adus câteva joculețe pentru de familie, fiindcă vedeți foarte multă activitate cu copii, jocuri ușoare care merg până în jumătate de oră. Am adus 5 jocuri pentru 3 mese și o să aducem în fiecare zi alte jocuri. O să fac imediat poză să vedeți ce jocuri am adus și o să mai fac vreo intervenție să vă povestesc cât de multă lume sau care a fost cel mai jucat joc. Vedeți acolo? În spate mai sunt și niște chestii gonflabile, deci tot felul de activități prezente aici la Parcul Primăverii. Astăzi e sâmbătă și am adus următoarele jocuri: Sleeping Queens, Setup, Cuvinte Capcană, Rahat Rusesc sau Soviet Kitchen și Ale Circ. O să revin oricum să vă zic care au fost cele mai jucate ale zilei. Terminat pe astăzi, a fost o zi reușită. Hai să vă arăt puțin cum arată. Acolo am fost noi, la mese, rescenă. Nu mai m-am dus mai departe. Însă aici puțin m-am retras să vă povestesc puțin. A fost o zi reușită. Am avut 3-4 mese, au fost cam constant pline. Ați văzut mai devreme care sunt cele 5 jocuri care le-am adus și cel mai jucat a fost Topito. Deci Topito va vedea și mâine ziua, să zicem așa. Restul 4 le vom, sau Ale Circ, restul 4 le vom schimba și vom aduce mâine alte jocuri. O să vedeți mai departe în video care vor fi acelea care le-am adus mâine. Cum ziceam, a fost în principiu targetul cum credeam, mai mult familii, noi am mai avut și altele de rezervă, au fost și niște tineri care s-au jucat și cele mai grele care le-am avut la noi. Cam toate s-au jucat, dar cum spuneam, având în vedere că este un eveniment unde au venit multe familii, Ale Circ și Reginele Adormite au fost printre preferate și cele mai jucate. Da, deci cam asta o să fie. O să aducem mâine Ale Circ, în rest o să ducem altele. Nu am filmat în timpul meselor. Mesele au fost constant pline, dar nu am vrut, având în vedere că au fost și mulți copii. Știu că nu foarte multă lume e încântată să aibă copii prin videouri, așa că am evitat acest lucru. Am zis că vă arăt eu din când în când puțin view aici de la festival, încă este mișcare, mai urmează să fie un concert. Noi la între 8:30 și 9 ne strângem. Da, eu zic că au fost niște ore reușite, de la 4 până la 8:30 suntem noi de obicei, la 8:30 începe să ne strângem și oamenii să-și termine partidele, ca până la 9 să putem pleca. Deci, cum spuneam, o zi faină, a trecut prima zi și o să ne auzim mâine cu altele. Gata, astăzi suntem gata de a doua zi. Uite numai ce am intrat aici prin intrarea frumoasă, să zicem că se vede. Se vede puțin. Uite, vă arăt și scena. Unde stai? Vedeți scena? Vedeți pe Gabi? Avem scena aici. Și acum mă uit să nu cad și mergem spre cortul nostru. Uitați scena în spate, chiar o vedeți. Aici e de obicei muzica. Și noi mergem încet, încet spre cortul nostru. Să ne instalăm și pentru astăzi. Și dacă nu-i foarte multă lume, o să fac puțin să vedeți cum arată locușorul unde instalăm noi jocurile. Uitați acolo, am ajuns la cortul nostru, o bucățică o avem și noi și ne instalăm acum și ne auzim. Să vă arăt puțin ce am adus astăzi aici. Am adus Insula Interzisă, ne-am jucat Ale Circ sau Topito, cum îl știți, Hanami Koji, Zeus și Virus. O să vin cu o intervenție puțin mai încolo, să vă zic care a fost cel mai jucat și cum ne-am distrat astăzi. Uitați cât a dă drumul, începe concertul. Astăzi am încheiat mai târziu, am stat mai mult de povești cu oamenii. N-am reușit să vă arăt zona, sper să reușesc mâine, fiindcă cum am venit deja au fost direct aglomerată treaba. Astăzi iar au fost full mesele, lumea s-a jucat. Astăzi a fost Virus,
hitul zilei, deci mâine o să aducem probabil și virus încă o dată. Topita nu mai prins așa mult masa ca și celelalte zile. Aici văd că se joacă băieții cu mingea. Ia auzi. Și da, deci a fost fain la festival, acum se pregătesc de Motan să cânte, o să ne asmerge și noi puțin să ne relaxăm și să-i ascultăm și mai avem mâine o zi de joacă să vedem cum o să iasă și ne auzim mâine. Ciao, suntem în cort aici acum și am pregătit mesele pentru activități. O să vă arăt imediat cum arată zona noastră și ce jocuri am adus astăzi. Cază așa arată aici zona noastră, ascultați puțină muzică. Astăzi am adus Sleeping Queens, Zeus, haideți să mergem la altă masă. Avem aici virus la masa asta și avem două mese aici în spate, una cu set și ultima masă care o avem pregătit aici cu Exploding Kittens și ratonii zgomotoși. Uitați aici puțin cum arată zona noastră cu patru mese frumos și da, astăzi e ultima zi, vedem cum iese. Azi ultima seară aici, a început deja concertul de la Vama. Azi am terminat mai târziu, a fost foarte aglomerat la noi, deja nu mai am voce, am explicat la jocuri, a fost super, super fain. Atât am vrut să vă zic că asta a fost ultima zi. Ați văzut ce jocuri am adus în clipul trecut. Full mesele tot timpul, am avut chiar mai multe mese azi că am fost singur în zonă. O să vă fac o încheiere de acasă, dar am vrut doar să auziți puțin atmosfera de aici, Vama Veche deja concertează acolo în spate. Na, cam atâta, ne auzim de acasă. După cum ați văzut, am mai făcut un vlog de data asta de la un eveniment unde am fost invitați la Parcul Primăverii în Timișoara. După cum ați văzut, am filmat puțin înainte, după puțin ce jocuri am avut în fiecare zi la noi. A fost un eveniment interesant. În principiu, targetul a fost mai mult copii cu familii care au venit și s-au jucat la noi, dar au fost și doar adulți care s-au jucat, sau adolescenți, sau studenți, și așa mai departe. Deci a fost destul de variat, dar în principiul, să spunem, oamenii care au fost în acele 3 zile prezenți la noi au fost copii cu familii. Ați văzut aproximativ ce jocuri am avut la noi. Ce am mai vrut să spun este că nu am putut să filmez în timp ce lumea se juca, fiindcă părinții nu erau foarte încântați să filmăm copiii și așa mai departe, dar m-am dat seama după aia, din păcate, că puteam să fac poze la mese ca să vedeți puțin ce se întâmpla acolo, lucru care nu l-am făcut acum. Probabil vlogul ăsta mai are, sau cum să zic, îi mai lipsesc acele poze, dar cum spuneam, e al doilea vlog, încerc să găsesc formula ideală și de aceea aștept și feedback de la voi, dar de acum înainte știu, voi filma cum am filmat și până acum, la început, la sfârșit, ce jocuri am luat și așa mai departe, și voi face poze în timp ce mesele sunt ocupate și oamenii se joacă, fără să apară acei oameni în poze și respectiv atunci le voi pune în acest colaj. Deci de chestia asta m-am prins, probabil v-ați gândit și voi să-mi dați feedback-ul ăsta, dar orice alt feedback aveți legat de astfel de vloguri, încă încerc să găsesc formula ideală pentru ele. Dar Parcul Primăverii a fost un eveniment interesant, Timișoara a fost în aer liber, noi am fost în acel cort, cum ați văzut puțin în ce am filmat, și a fost o experiență foarte faină, a fost copii cu familii care au, unii cunoșteau deja acest hobby, să spunem, sau jocurile de societate, alții nu le-au cunoscut acolo prin noi și ne-am simțit foarte fain și a fost o experiență faină și o să mai vedeți vloguri din acestea, având în vedere că mai avem câteva evenimente în plan la care suntem invitați și lucrăm la evenimentele noastre care să dăm drumul la ele aici în Timișoara și împrejurim și nu numai. Dar a început să-mi placă și mie chestia asta cu vlogging-ul, nu mai mi se pare așa foarte ciudat să dau drumul la cameră, să mă filmez, să vorbesc, cu toate că sunt oameni în jur. Deci încet, încet încerc să găsesc, cum spuneam, formula ideală și mai aștept feedback de la voi până când găsesc modalitatea ideală de a face aceste vloguri. Deci sigur o să mai vedeți pe canal așa ceva. Cam atât despre vlogul de la Parcul Primăverii. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați subscribe aici și un follow la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon. Acolo veți diferite beneficii. Aruncați o privire. Cam atât, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!